Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Suntem în localitatea Dracșani din județul Botoșani și stăm de vorbă cu domnul eurodeputat Mihai Țurcanu. Bună ziua și bine v-am găsit aici la dumneavoastră în fermă. Lumea vă știe, vă cunoaște, dar nu cred că vă cunoaște și din postura de fermier. Bună ziua, nu e periculos, doar se joacă cu dumneavoastră. Bine ați venit la noi, în acest frumos sat Dracșani, cu un nume atât de sugestiv. Îl vedeți că deja acționează în consecință. Și încă o dată vă mulțumesc că ați avut această disponibilitate și că v-ați dorit să vedeți că noi, oamenii politici, nu suntem doar cu vorbele, suntem și cu faptele. Domnul Ghinea, când doriți să vă protejez, să știți că intervin fără nicio problemă. Dacă puteți să comunicați cu oițele dumneavoastră, să le spuneți exact ce au de făcut. Sunt foarte prietenoase, numai că n-am făcut cunoștință, n-am apucat să ne întâlnim foarte de mult. Sunt prietenoase, dar în același timp sunt și încăpățânate. El se laudă probabil cu calitățile lui și încearcă să vă atragă atenția noastră, pentru că colegul noastră cu siguranță va imortaliza acest lucru. Ce vă pot spune eu? Că într-adevăr oițele astea sunt tari de cap. După cum vedeți, extrem de frumoase din punctul meu de vedere, niște exemplare reușite. Mi-aș dori să le pot ține pe toate mai departe, dar ca să putem funcționa trebuie să și vindem și 95% dintre ei vor pleca, din păcate, la export. Ce efectiv aveți dumneavoastră? La momentul acesta, deci producția este numai de la femelele mele, undeva la 450 de capete de berbecuți. Le ținem de 2 luni de când au plecat mamele la câmp, le ținem pe stabulație, pentru că toți fermierii știu că dacă miei sunt lăsați cu mamele la iarba crudă, apar tot felul de probleme digestive, dezinterii și atunci tot sporul luat în greutate până la acea dată îl pierde odată cu plecarea lor la pășune. Am ales această variantă pentru că avem adăposturi bune pentru ei, ei sunt obișnuiți, stresul a lipsit, n-a fost niciun stres în momentul în care mamele au plecat de lângă ei, și s-au adaptat foarte bine la condițiile pe care noi le oferim cât putem. Deși vă numiți Țurcanu, nu creșteți țurcană? Nu cresc țurcană pentru că în zona respectivă nu s-a crescut țurcană, în zona Moldovei a predominat rasa caracul. Rasa țurcană este mai prezentă în zonele muntoase ale României și în zonele de vest. La noi, în Moldova, iubeau acele căciuli de astrahan pe care le purtau cu mândrie și s-a cultivat foarte mult rasa caracol. Dar e de domeniul trecutului, mai sunt crescători nostalgici care cultivă această rasă. Eu unul consider că este o rasă depășită din punct de vedere al producțiilor. Este bine să fie conservată pentru că nu se știe când trebuie apelat la calitățile ei, pentru că ea rezistă foarte bine la tot ce înseamnă secetă și căldură și nu știm cum rasele performante se vor adapta la condițiile date. Anul ăsta a fost un an tumultos, cu multă ploaie și n-a fost problemă de furaj la oițele noastre, dar au fost ani extrem de secetoși și în care caracolul rezista cu brio față de celelalte rase care erau extrem de suferinde. Noi am ales rasele Suffolk și rasa Dorper să le introducem pe rasele autohtone, pentru că rasa Dorper provine din țări africane, da, unde zonele sunt destul de aride și cărțile de specialitate spun că asimilează până și lemnul, dacă îl pui la dispoziție, îl roade și asimilează tot ce este în el. Rasa Suffolk, pentru că este o rasă europeană, destul de bine distribuită la nivel european și cu un material genetic ușor de procurat. Bine, iar prietenul nostru. Da. Și anul trecut am achiziționat 14 mascul de Suffolk, pentru că
Aveam nevoie, în primul rând, de certificate de origine, pentru că a luat sprijinul cuplat oferit de Guvernul României, un sprijin care ne oferă nouă un confort să știți, financiar și psihic foarte bun. Să știți că îmi face un masaj extrem de plăcut. Îl recomand și altor vizitatori trecători. Dar ne-am jucat cu el în permanență și el acum vine și talinte. Hai vino aici. Hai, vino. Joacă-te cu mine. Și... E o rasă cu personalitate, asta e clar. Am văzut că... Nu știu dacă s-a atașat de mine în mod deosebit sau așa se comportă cu fiecare... Sau poate nerozul noastră este cu prea mult aer de București și încearcă să mă aducă. O să vă spun ce parfum am folosit la final, că poate... Sau toția, ce detergent l-am spus. Exact, da. Bun, revenind la rasa asta pe care o creșteți și de care v-ați atașat atât de mult, spuneți-mi... Cât de greu a fost să le aclimatizați? Destul de greu. Am început cu 20 de femele originale Dorper și vă spun sincer că după 2 ani de zile nu mai am niciuna din femele, nu au rezistat deloc. Din păcate, dar am avut mai mare grijă cu masculii și i-am putut folosi la reproducție și am acești metiși care cred eu că sunt generoși. Mai sunt undeva la 5 masculi originali de Dorper în turma mea. Le folosesc numai pe mioarele care primipare, care fată pentru prima dată, pentru că ei la fătare sunt niște miei mai mici ca și greutate, nu mi-apar distociile și prefer acest lucru. Pe strămioare și pe oile adulte folosesc masculii de Suffolk, pentru că, după cum se poate observa, ei sunt mult mai robuști, picioare mult mai puternice și... Mi-e frică de acest fenomen al distociilor, mai ales că eu nu sunt în permanență aici lângă ei să pot interveni și să rezolv aceste probleme de la fătare. Trebuie să le spunem celor de acasă că familia dumneavoastră are tradiție în creșterea oilor. De când m-am născut eu, era o pedeapsă, vacanțele de vară mi le petreceam păscând miei. Tata oprea câte 15-20 de neluțe pentru înlocuire, un berbec doi de sămânță, se spunea, așa se spune la noi în zonă. Și atunci, eu fiind băiatul mijlociu, eram cel care trebuia să aibă grijă de dimineață până seară de aceste animăluțe. Timpul a trecut, am ajuns să mă fac medic veterinar, am început cu liceul. A fost și ăsta un motiv pentru care ați ales medicina veterinară? Cred că da. Crescând între animale? Păi, crescând între animale, știind foarte bine ce este de făcut la ele, nu te regăseai în alte discipline. Și atunci, bineînțeles, am fost încurajat și de părinți să mergem și să continuăm acest lucru, pentru că în anii 90 medicul veterinar era extrem de apreciat la sate. Îmi doream, nu-mi închipuiam să trăiesc la oraș și atunci am zis... Trebuie să te întorci la tine în sat, la tine în comună și să-i ajuți pe oameni să-și rezolve problemele pe care nu le rezolvau ceilalți care erau la vremea respectivă medici responsabili de comuna respectivă. În anii 90 erau directorul de școală, polițaiul, medicul veterinar și preotul cei mai importanți oameni așa dintr-o comună și era destul de ofertant așa pentru... ceea ce ne doream noi să fie. Dar vremurile s-au schimbat, lumea a progresat, ne-am dat seama că nu mai putem ține efective reduse, ori renunțăm de tot la ele sau le multiplicăm atât de mult încât să facem față în piața asta destul de nebună, liberă, și am mărit efectivele. Eu personal acum am 750 de mame, plus undeva la 25 de berbeci. Mama are și ea undeva la 600 de femele, la fel rase autohtone, dar are și undeva la 600 de capre și împărtășim așa din impresii. Bun, prietenii noștri au venit din nou aici lângă noi, probabil că fie sunt atrași de noi, fie de aparatul de filmat, s-ar putea să facă o carieră bună în televiziune, cu siguranță că vor fi vedete în materialul nostru. Spuneți-mi dacă aveți piață de desfacere pentru aceste animale, îmi spuneați că 95%...
merg... Da, am intrat într-un parteneriat. Înainte de a dezvolta acest business, știind de problemele existente în piață, am stat de vorbă cu un amic, pot să-i spun la ora actuală, pentru că avem o colaborare de 4-5 ani de zile. Este vorba despre Scandar, care se ocupă de tot ce înseamnă export ovine în țările arabe. Am încercat să interacționez și cu hipermarketurile de la noi din țară, am încercat cu restaurantele, numai că este foarte greu pentru o fermă să mergi, știu eu, divizat și să vinzi câte 5-10 meluți, pentru că noi la ferme avem nevoie de să încasăm sumele grămadă, dacă putem să-i spunem așa, și atunci acest model de business nu era unul care să ne ajute. Și ne-a oferit un preț bun, un preț corect, vă spun sincer, puțin peste ce aud eu că este în piață acum, dar noi avem contracte făcute cu mult timp în urmă. Eu în luna ianuarie, februarie, deja știu cât voi primi în luna august, atunci când voi livra acești produși. Mă asigur că este și calitate, mă asigur că ei sunt pregătiți pentru export, pentru că dacă un miel nu este tuns, dacă nu este pregătit sau are boli pulmonare, atunci cu siguranță nici prețul nu va fi cel oferit. Este loc și de mai bine, dacă luăm exemplul țărilor europene, unde un miel se vinde cu 4-5 euro kilogram în viu, ar fi loc de creștere foarte bun. Dar raportat la ce este azi în piață, vă spun sincer că obțin un preț corect pentru a... Corect pentru România, pentru că îmi spuneați un pic mai devreme despre vizita pe care ați avut-o în calitate de eurodeputat într-o fermă din Belgia, nu? În Belgia, o fermă de Retter Belgic, o rasă autohtonă belgiană, care este conservată și susținută de guvernul belgian, dar într-un număr extrem de limitat, de 1500 de capete. Niște rase extrem de performante, dar la fel de sensibile, era direct proporțional cu performanțele. Vă spuneam că ne spunea că profitul net per cap de oaie este de 1500 de euro profit și la o producție de 400 de litri de lapte pe cap de oaie. Ce m-a frapat că perioada de lactație a reușit să o lungească undeva la 8 luni de zile, de asta a și crescut, că media unei producții de lapte la o oaie performantă este de 300-360 de zile lactație. El ne-a spus acum că a reușit să o ridice la 400 de zile. Ce mi-a mai spus și iar m-a frapat foarte mult, că un berbec de-a lui reușește ca într-o lună de zile să-i monteze toate cele 200 de oi pe care el le are în fermă. Și atunci făceam o paralelismă cu ce este la noi. La noi, la sprijinul cu plazootehnic, îți trebuie un berbec la 35 de capete. De ce? Nu știu. Poate că are el dreptate și nu avem noi, nu-mi dau seama, dar cred că ar trebui rediscutat și reanalizat, pentru că nu e economic corect să ții 30 de masculi pentru o turmă sau 15 masculi, mai ales dacă femelele sunt împărțite cu montă, știu eu, în luna iulie montezi câte 100 de capete și tot eșalonat face acest lucru. Pentru că dacă toate oile ți s-ar monta în aceeași perioadă, ai avea grave probleme de gestionare a meilor în plină iarnă, pentru că iernile la noi sunt destul de dure și aspre și atunci n-am avea posibilitatea termică să gestionăm acest lucru. Și dacă îți fac oaie la minus 30 de grade, vă spun sincer că acolo înseamnă mortalitate 90% și nu ne dorim acest lucru. V-am văzut muncind efectiv aici în fermă, când veniți din Parlamentul European, vă opriți lucru, în fermă, cred că vă și relaxează în același timp. Îmi place să-i tund, îmi place să-i curăț la picioare, pentru că dacă nu-i curăț, îți apare șchiopă, îți apar pododermatite și în afară că este foarte urât așa din punct de vedere ochiometric, dar este destul de deranjant și pentru ei și pentru sporurile pe care noi le țintim și atunci întotdeauna... Cum m-am prins, îl iau, îl pun jos și îl verific să văd cât de crescute sunt unghiile, mai ales când stau pe stabulație. La cei mici nu prea sunt probleme, pentru că ei încă n-au greutatea care să le producă aceste pododermatite, dar la masculii de reproducție, dacă nu-i controlezi periodic și nu-i tunzi periodic, mai ales masculii de Suffolk, ai probleme
din cauza lânii respiratorii, ei nu o să mai poată să monteze suficient de mult și dacă au pododermatite, nu se pot deplasa, pentru că ei au o greutate de 160 de kg, atât le trebuie să aibă o unghie care să aibă infecție și nu te mai poți baza pe el că poate să-ți monteze un minimum de 40 de oițe și atunci îți trebuie să mulțești numărul lor și economic, un berbec de acest gen te costă 1000 de euro și e o problemă. E o problemă. Cu câți oameni lucrați în fermă? Suntem în parteneriate. Fiecare are câte 20-30 de oițe în ferma mea ca să și le crească și ei, își iau și ei din producție. Undeva la 3 oameni, pentru că noi nu le mulgem, lăsăm mielul să sugă până ce oaie îl înțarcă, pentru că ne-ar trebui la 750 de oi, ne-ar trebui o armată de 5-6 mulgători, mai ales pe câmp unde avem noi pășunile și nu ar fi rentabil din punct de vedere economic. E mai grea munca de la Bruxelles sau mai greu e aici în fermă? Depinde, e o muncă diferită. Aici muncești cu plăcere, muncești natural, nu depinzi de oameni, da? Ele sunt sincere, după cum ați văzut, ne salută în modul lor, pe când acolo ai de-a face cu tot felul de personaje și trebuie să faci față, până la urmă, provocărilor. Asta este o hrănitoare automată, ei vin și își iau furajul granulat atunci când simt nevoia. V-am arătat și tractoarele, în scurt timp vor veni să pună baloții, rotunzi, facem rotunzi pentru că avem aceste cercuri care ne oferă un confort anume, adică înlocuim o dată pe săptămână, ei vin și au această mâncare la discreție, apa este cât de cât automatizat, este trasă în graj și în afară de le pune aceste cercuri și să supraveghem, să vedem dacă unul sau altul are vreo problemă, alt lucru nu facem. Vedeți, uitați, ne uităm și la el, la... Hop! Așa! Vedeți? Ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, unghia îi crește pe interior și atunci aici se adună mizerie și trebuie neapărat tăiată, pentru că dacă nu suntem atenți, v-am spus ce fenomen apare și e destul de simplu. Cu acest farfec care îl folosești și la livadă și la oițe, el ne rezolvă aceste probleme. Nu protestează, văd că e destul de mulțumit. Dacă știi, care o face. Dacă știi să-l ții, nu protestează. Uitați, aici deja e o creștere nedorită. Ăsta micu e curios. Doi ani de zile. Și până la ce greutate ajunge? Undeva înainte de a introduce la reproducție, ar trebui să aibă 160 de kg. Dar îl slăbim puțin, că fiind căldurile destul de mari, n-ar mai putea, fiind foarte gras, n-ar mai putea să facă monta și atunci îi mai ținem puțin din rație, să nu iasă limba afară prea mult când are de făcut cel puțin 10 salturi în perioada activă de montă. Vedeți? E simplu. Nu e nimic complicat. O mai avem pe aceasta. Stai, mă. Are și un nume? Cum ar fi să le punem nume la 25 de berbeci? Nu, de regulă ei au crotalii și noi pe crotalii le ținem în momentul în care le dăm drumul, le punem acele hamuri de marcat să știm care oi au fost care au fost montate și cu diferite culori. Și mai avem niște curele care le punem la gât de diferite culori, de diferite dimensiuni. Haide, mă, gata. Hai, ești curat. La Dorper nu este permis să aibă coarne deloc și, bineînțeles, capul și o porțiune din gât să fie perfect negru. Aici s-a mai introdus puțin alt, dar el ca și caracteristici, fenotip, ce la vârsta lui este un mascul de mare viitor. Și chiar stau acum și oscilez să opresc câțiva metriși de genul ăsta, să vedem care e impactul asupra produșilor, pentru că rasele originale sunt un pic mai sensibile decât cele autohtone și un pic de neatenție ne duce la pierderi destul de semnificative. Sunt o forță a naturii.
Întoarce-l un pic cu spatele. Uite-te un pic, ține-l, ține-l. Ce? Stai, mă. Deschizătura dintre picioare e un metis. A, uitați aici. Cam cum ar da aceste pulpe pe masa consumatorilor noștri din restaurantele românești. Foarte frumos din punctul meu de vedere și oscilăm dacă să-l ținem, să mergem cu el mai departe pentru reproducție sau îl trimitem spre sacrificare. Domnul Țurcanu, unde suntem aici? Suntem la Malul Galben. Așa se cheamă, e un nume sugestiv pentru că pământul este foarte lutos și e pe malul unui lac, lacul Dracșani, un lac bine cunoscut de către noi cei din zonă și este cel mai mare lac natural din țară cu o crescătorie... Ce suprafață, ce luciu de apă avem? În jur la 750 de hectare de luciu de apă, așa cum a spus dumneavoastră, dar e un pol de referință așa a producției de pește pentru comerțul din România. Aveți o livadă de pomi de fructifer, măr, de măr? Da, de măr, super intensivă ca și plantare. Ne dorim să fie super intensivă ca și producție, pentru că, așa cum spunea unei specialiști, intensivizarea unei livezi nu înseamnă număr de pomi pe hectar, ci cantități obținute pe hectar. Ați adus de unde materialul săditor? Eu am cumpărat această livadă de la un vecin de-al nostru de aici din zonă. Materialul săditor a fost adus din Olanda. Acolo este patria pomilor fructiferi și a merilor care se caută astăzi în hipermarketurile de peste tot din Europa. Ce vedeți dumneavoastră aici? Sunt 3 hectare de Iona Gold. E fostul nostru Ionatan ameliorat de către olandezi și în stânga noastră sunt 2 hectare de Golden Delicios, acel măr galben pe care multă lume îl cumpără cu plăcere din piețele noastre. Am o curiozitate, spuneți-mi dacă ați mers în Parlamentul European cu produsele pe care le obțineți în ferma dumneavoastră. Ați dus mere de aici, colegilor europeni, da. Ați dus, dus carne de oaie? Un lucru. Am vrut să vând în supermarketurile din Belgia. Au acceptat managerii de acolo cu mare drag. Ne-au oferit prețuri extrem de ispititoare așa pentru noi. Și tot a mers super ok până când ne-au întrebat unde avem ferma. Și eu, sincer, am spus că în România. Și el ne-a răspuns foarte sincer că, la fel de sincer, că nu lucrează cu nimeni din afara granițelor Belgiei. Prioritatea lor este să le vândă producțiile din Belgia și noi să ne găsim piețele noastre locale, pentru că așa este normal. Ei se preocupă de fermierii și agricultorii lor care sunt în destulare și noi să intrăm în parteneriate cu aceleași branduri cu care am vorbit eu acolo. Adică nu era, să spunem, un brand sau un hipermarket local care să fie naționalist. Nu. Stăteam și mă gândeam, credeți că acolo a fost dată vreo lege 3-2-1 ca să aibă asemenea abordare? Credeți că cineva? Nu, acolo doar sunt extrem de naționaliști, țin și parteneriatele create de-a lungul timpului între fermieri și cei care comercializează produsele lor sunt bazate pe mult respect, pe mult bun simț și pe încredere reciprocă.